Bun găsit, oameni buni, la o ediție cu totul specială. Invitatul meu la această ediție este preotul Părintele Constantin Necula. Doamne ajută, bine bine ați venit! Mă bucur Sau... că ne vedem și că putem povesti. E adevărat, pentru că, uite, ne-am propus de ceva timp să facem asta și s-a întâmplat acum. Probabil că marile întâlniri nu se întâmplă, să zic așa, peste noapte. Și trebuie să treacă un timp până se coc, până, se coc, se până ajung la maturitatea de a avea loc până la urmă. Practic, dacă e să definesc această întâlnire a noastră, este o întâlnire între un păcătos clasic, un păcătos care, și mai clasic. Eu, care sunt eu și un, și mai păcătos. aș putea o spune, un duhovnic. Da. Și un duhovnic, să zic, al tinerilor, în primul rând, pentru că am văzut foarte multe reacții legate de ce înseamnă Constantin Necula, Părintele Necula. Și cred că asta e denumirea care îi se atribuie astăzi lui Constantin Necula, Părintele Necula. Foarte mulți tineri vă citesc, vă ascultă, vă aș pune chiar vă admiră. De unde pleacă această... Nu ști să zic. Pentru mine e o mare dilemă asta. Mai cu seamă că nu sunt nici cel mai mare duhovnic, nici cel, Cer mai mare păcătos aici ne putem certa amândoi <laughs> până la sfârșitul emisiunii. Cred că pur și simplu e din nevoia lor de a asculta așa altceva. Sunt și suficient de mulți maturi care stau alături de mine, sunt și suficient de mulți maturi care sunt deranjați de atitudinea asta deschisă către tine. Nu fac decât să împlinesc ceea ce mingă de Dumnezeu să împlinesc, nimic un, mai mult. Un spirit nou, un spirit foarte proaspăt, aș putea spune, fresh. Nu e așa, așa sunt zeci de preoțe în țară, sute. Eu am șansa unui microfon mai aproape de mine. Păi, Atât. E adevărat, dar și toți ceilalți au avut șansa și totuși știi, știi bine imaginea bisericii ortodoxe, încremenită, pentru că despre asta, e, asta un, se un vorbește. Cliseu, e un clișeu, e un cliseu care, cliseu? e un, cliseu, e un pentru că și eu am crescut la fel până am intrat să trăiesc în biserică. Uh -huh. De pe tușă par lucrurile un pic uh, totdeauna mai înțepenite. Eu am imaginea aceasta a comentatorilor de pe platurile de televiziune care vorbeau de Ianis Hagi înainte de meciul Rangers când a bătut cu 3-2. L-au uh -huh. făcut praf pe bietul copil, Ca apoi aceleași studioul să iasă și... Deci când gândești în clișeu, risc să devii un pic așa neatent. Eu aud ane. de ani de zile, de mult timp, de foarte mult timp aud uh, niște bazaconii la adresa Bisericii de Mănchin. Mân Cred că dacă n-aș fi fost creștin, m-aș fi convertit la creștinism. că adică e atât de lovită încât îmi dau seama că e de valoare. Da, sunteți un adversar al clișeilor, aveți un limbaj, aș putea spune, foarte liber și un limbaj care se adresează direct celor care cred sau nu cred în Biserica Ortodoxă Română, pentru că despre asta e vorba. Deci nu trebuie să creadă în Biserica Ortodoxă Română. Pentru mine, ținta mesajului e Hristos și cu asta am încheiat. Prietenii mei de la Pentecostal Baptiști știu ce zic, că tinerii de acolo sunt la fel de apropiați în anumite situații și vă cerând sfatul și vorbind cu ei în foarte multe rânduri. Nu cred că e momentul unei României fragmentată încă o dată dincă o de confesionalismul politic într-un confesionalism religios. Avem nevoie e o, o Românie divizată, e o Românie încrâncenată. O... Mi-aduc aminte, Mi aminte de gesturile maneliștilor, știi? Mi-aduc aminte de salamizarea României, mm -hmm. că îmi pare rău că îl folosesc pe salam chiar așa, dar e o salam, o, o feliere foarte amplă Manelizare, și ne nefericirea, da, o, o, constat, constat cu durere că se întâmplă asta în toate mediile și la absolut toate nivelurile. E dureros și e am citit, am citit, foarte multe din Constantin Colas, sunt lucruri admirabile pe care le-am citit și asta o spun cu, o spun cu admirație. Adică am avut un profesor bun de studiu. Am citit un, un text legat de 1 decembrie pe care l-aș introduce în școli și l-aș introduce chiar în media. Oamenii care scriu despre România și care scriu în România ar trebui să aibă, să fie un fel de, să spunem așa, o Biblie pentru ideea de România și ideea de patriotism. Am să citesc câteva rânduri la un moment dat, pentru că vreau să mă bucur în primul rând că Părintele Constantin Cola e în studioul nostru. când, când a început Părintele sau când a început Constantin Cola să creadă și mai ales când s-a rugat prima dată și care a fost rugăciunea? Este grea întrebare. O spun tot timpul că n-am un moment la mine, nu cu cu, momente. cu secunda și cu minutul. Știu că am crescut într-o familie de oameni extrem de, de așezați și de cuminți și asta m-a ajutat enorm. Sunt copilul șcheilor Brașovului, la umbra bisericii sunt unii de acolo din șcheii Brașovului. Sunt crescut de toate vacanțele, le-am petrecut undeva în Maramureș, într-o familie a unei mătuși, care era foarte aproape de Biblie, fiind adventistă și citind în scriptura. Dar a fost un răzvrătit așa până către 20 de ani o vreme am funcționat ca secretarul de centru în liceu, adică n-am fost foarte dus la biserică, dar culmi ironie că eram, cântam la strană, mergeam între oameni îmbrăcate în hainele copilului de ajutor de preot, n-am avut nicio jenă, eu am crezut că se poate și așa. Până undeva, cândva, când cineva mi-a atras atenția că nu se poate așa, ori una, ori alta, așa am ales, nici n-am știut că aleg corect atunci. Credeam că am greșit că am ales biserica. De ce? În o fază părea că toți mi-au spus că ți se înfundă acolo nu o să mai faci nimic din contră mi s-a părut cea mai mare eliberare pe care am avut-o vreodată era undeva dincolo de clasa a 10 -a. mă întrebau de exemplu colegii la cele facultate, dau și ziceam piscicultură, pornând de la Pește era, citisem atunci de curând cetatea blestemată și eram cu vovadisul în cap uh -huh. pentru mine creștinism a fost o revelație absolut fenomenală tata nici nu avea curaj să spună că merge la biserică duminică dimineața, că gura mea mare l-ar fi părât, credea el îmi spunea că merge la bunica și bunica să te înșchei undeva pe costiță și atunci ajungeau imediat așa. mare parte copilăria a fost, a fost în comunism și atunci... Da, de până în aici... 89, inclusiv adolescența. Deci eu n-am o cultură creștină, de exemplu. Nu am citit de mic rugăciune. Deci în 89... Avut. Am, terminat liceul de chimie fizică, da, am și... intrat în armată. 18-19 ani, da. nu? 19 ani, imediat în armată și după armată, imediat am început. Armata a, a de fost tău. sângeroasă cu ghilimele de, de Am făcut la Hereș hotarele în apropiere, aici, hmm? un rachetist, la bază. Am văzut că ceupercării de... De acum că am, că am Faci, faci de multă referire da. la asta. Da, a fost o da, perioadă foarte, foarte, mult, foarte mult, pentru că cred că a fost un examen de maturitate, să ai posibilitatea să împuști oameni doar că ți se ordonă și să nu o faci. E o chestie și de alegere peste ordinul comandantului. Dar am avut ofițeri foarte buni, foarte buni și acum ne rămân dator și... Da, uh, mi-aduc aminte și eu cum am trăit perioada asta. Am plecat, când am plecat în armată, parcă plecam să mă întâlnesc cu sfârșitul lumii. Mi-am dat A, seama, am învățat atât de multe lucruri despre camaraderie, în primul rând, despre prietenie, despre... Dar de și, și despre trădare am învățat foarte mult și despre, despre toate, umilința dar -am luat omului. Totdeauna iau lucrurile frumoase. O școală și. foarte bună. A fost bun. o, școală o școală incredibilă. Bună. Da, da. Neașteptat pentru, de bună. Pentru mine și am plecat de acolo vorbesc și acum cu oamenii cu care m-am întâlnit atunci. Acum da, sunt colegii mei de, răz ani. de armată și de război. Da. <laughs> Eram un coleg de război. Și prima rugăciune? Prima rugăciune uh, trebuie să o spun că pe mine m-a frapat de la început proscomidia la pregătirea darurilor pentru liturgie și era un preot foarte tânăr, între timp am bătănit și el. E o rugăciune care spune acolo și venind steaua șezut deasupra unde era pruncul. Se așează în momentul respectiv peste disc, se pune o stea așa. Aia a fost prima rugăciune adevărată. Tatăl nostru l a învățat înainte de a intra la facultate. Învățat despre energie necreate la Sfântul Grigorie Palama, citeam din maxim târzitor și mă încurcam la Tatăl nostru. Dar pentru mine rugăciunea de, de bază, pentru că n-am o memorie la, la astfel de, apropo de clișee și nu în clișee. pentru mine multă vreme rugăciunea a funcționat ca un clișeu necesar, acum funcționează ca o necesitate absolută și refuz să mai învăț pe de rost, niciodată n-am învățat pe de rost Nici nimic. Nici n-am învățat și tatăl nostru, eu l-am învățat, de fapt a venit la sine învățarea pentru că m-am gândit ca la un poem la tatăl nostru. Bine, n-am avut șansa, eu l-am citit cred că undeva prin clasa noua, prima dată serios, a stat târziu. pe text, pe clasa noua. Dar ce a fost interesant? Profesora mea de limba română din liceu, după prim, printre a șapte, din școala generală, printre a șapte am fost plecat în Maramure și am citit prima dată scriptură. La zdravă, în așa, aproape m-am forțat să o termin. Uh -huh. Și când am să acasă, a sunat-o pe mama și a zis, Doamna Necula, zice, ce a citit cost în vacanță, că și-a schimbat limba română. M-a impresionat foarte tare. Incredibil. În, în, același an, în anul următor, între a 9 a 10, având un profesor eminent de limba română la liceul meu, domnul Şindri, profesor Florin Șindrilaru, ținându-te și acum că făceam psalmii lui Argezi. Aveam altă viziune asupra lor și el, zâmbind, mi-a spus, zice, când ai citit salmii? mi o trecut un an, mai citește-i. Fost omul care deloc, forțat și foarte atent la limba română, mă a apropiat de creștinism. Limba română te apropie de creștinism. Chiar trebuie să o ai în tine ca să poți să crești din ea. Și prima și rugăciunea cea mai dragă sufletului? Era Sunt mai multe, să... cred că îmi place când de mult un verset din Psalm, Iubite voi Doamne, vărtutea mea domnule este întărirea și scăparea și meu. Prima mea de carte, carte de se și cheamă Iubite voi Doamne uh -huh. uh, Am văzut o cântată prima dată de Părintele Victor neamț la noi în Brașov Nu era o voce, era un om uh -huh. și asta a, fost, a contat foarte mult și a rămas foarte apropiat de ea iar uh, copiii m-au învățat zeci de rugăciuni sute de rugăciuni, învăț de la copiii bolnavi, copiii sănătoși, copiii care visează și copiii care li se fură visele, au rugăciuni din cele mai năstrușnice. Ardelenii au o vorbă frumoasă când e masa bogată și le e foame, spun, Doamne, hai cu noi la masă, nu mai stau ei să mai zică celelalte de rugăciuni. Deci ești un părinte care învață de la... Absolut. De școala la... mea cea mai bună, e, sunt... Să înveți de la credincioșii credincioși cu, cu care te întâlnești. Și, și să decent, că și sunt, nu și numai. multe, sunt și multe bazaconi în mințile noastre, dar mm. uh, Oamenii sunt faini, n-am alt termen. Mm. Sunt faini pentru că sunt legați de Hristos și când se apropie de Hristos se schimbă. Dar apropo de Tatăl nostru, în momentul în care spui Tatăl nostru, ai minte, îl ai minte pe Dumnezeu sau pe Hristos? Păi pe, pe Hristos, care este Dumnezeu, a doua persoană a Sfintei Trăimi. Îl am în minte pe Hristos, dar de obicei îl am în minte și pe Tata. Care reprezintă în aceeași vreme valorizarea acestei idei. Deci Christos întotdeauna în ne gândim și la cineva care. Da, în mod, mod normal, dacă un intri într-o biserică... Pe pământ, într da, fel. Dacă intri într-o biserică, eu cred că prima sesizare pe care o faci ca om este să constați că mulți din icoane seamănă cu ai tăi. Pentru că e vorba de o întâlnire între un păcătos clasic cum sunt eu și un slujitor excepțional al Domnului, care până la urmă e și deci, deci deci, eu... Tre să plec. Nu, trebuie, să mă, trebuie să încep să mă măturisesc. Și o să vorbim un pic despre ideea de măturisire și ideea de spovedanie. Eu am avut multă vreme în minte, în momentul în care spuneam tatăl nostru, ce crezi? Imaginea lui Leonardo da Vinci, un autoportret, mm -hmm. care se mâna foarte bine cu Dumnezeu. Deci, m am mărturisit? Am greșit foarte tare? Pentru că, antropologic vorbind, nu teologic, omul caută sesizări ale sinelui în ceilalți. Da, că e ok. Leonardo da Vinci nu e un model rău. <laughs> nu, nu e nu cel, cel mai rău. rău. Nu e cel mai rău. Bine, aș putea să am... Uh... De exemplu, modele și în literatura română, oameni care au însemnat foarte mult în literatura română și, de fapt, în istoria României, pentru că, la un moment dat, s-au întâlnit aici. Cum decurge ideea de povedanie, când se face, cum se face? Acolo Pentru că aș vrea să intru la un moment dat în eu. rândul oamenilor și iartă-mă că te întrerup. La un moment dat, bineînțeles că am avut un duhovnic cu care țin legătura și m-a întrebat, mă întreabă de câțiva ani când am să vin și am zis că încă nu sunt pregătit. cred că spovedania ca toate lucrurile mari din viață vin ca un dar al lui Dumnezeu. Vine ca un dar al lui Dumnezeu. De fapt, tot ceea ce trăim e ca un dar al lui Dumnezeu. Pentru mine șansa a fost că undeva către 21 de ani preotul care m-a ascultat primul meu duhovnic, Părintele Victor Neamțu, despre care am amintit deja, a avut capacitatea aceasta de a nu mă pune la colț, de a-mi da înapoi aripile. Credeam că le-am pierdut. A pune aripile înapoi, a te spovedi înseamnă a ți se remonta aripile și o simt asta cu fiecare credincios care vine în întâmpinarea Știi, pentru că nu tu mergi în întâmpinarea ei, voi în întâmpinarea ta, chiar dacă tu stai de obicei pe scaun, nu închipuindu-l pe Hristos, Domnul la judecată, mm -hmm. și spui, iată, Fiule Hristos, te nevăzut primind mărturisirea ta așa cu milință. Eu nu sunt acolo decât o interfață, un, nici nu știu cum să-i spunem, un, de aia eu tot râd că primii inventatori de soft rămân totuși preoții, adică <laughs> softul la noi, hardul la Dumnezeu. Și în întâlnirea aceasta cu omul constați că te descoperi și pe tine ca duhovnic, ca tată, asta este, despre asta e vorba, și consta, constați că și celălalt redescoperă paternitatea și propria sa filiere. Pentru mine e foarte important, pentru că a transforma spovedania doar în bifarea unor X-uri pe o hârtiuță, înseamnă de fapt manipularea lui Dumnezeu. Am citit de curând la Părintele Porfirie un cuvânt frumos din calea afară, zice, a iubi înseamnă să ostenești pentru celălalt. E o mult la spovedanie. Dacă îți iubești duhovnicul, te ostenești să te spovedești corect. Dacă îți iubești credinciosul, penitentul, ucenicul, te ostenești ca să o spovedești liber, conștient și frumos. E o împreună osteneală, o împreună lucrare și peste toate, sigur, o împreună lucrare cu Dumnezeu. Să nu fie o chestiune contabilă, te e duci cu păcatele, le treci pe un răboș și... Eu le... tot râd că nu e aspirin, algocalmin, aspirin, algocalmin, că la noi se cam face așa, ca un soi de spălătorie mm -hmm. câteodată. S-a schimbat foarte mult atitudinea de 30 de ani de când văd cu ochi, alți ochi biserica. S-a schimbat foarte mult și eu sunt bucuros de ce se întâmplă în biserică. Și oamenii care trăiesc biserica în, în adevărul ei... Vă ce e asta? S-a să s-a așezat pe o altă segmentare și asta e foarte important. Cred că cea mai reformată dintre instituțiile din stat român e biserica. Mă bucur că aud asta, e, pentru e că, că imaginea. Trebuie vin, să recunoști că nu este tocmai asta. Întotdeauna cine nu și-a reformat imaginea nu poate vorbi despre reforma celuilalt. Deci eu am constatat că de ani de zile, acum suntem suficient de bătrâni amândoi să zicem asta, am da, constat suntem. că atunci când e să ataci un subiect, toată lumea vine din aceeași parte. Când ataș biserica, o ataci dinspre elementele negative, dinspre partea administrativă, dinspre partea financiară, deși biserica este un, o, o culme în partea opusă cercetării tale. Adică, dacă vorbesc despre... Da, eu am în minte o poveste care m-a pus foarte mult pe gânduri despre o doamnă Ascult. o doamnă care e scrisă într-o carte a lui Yalom. Spune la un moment dat că avea o, o beneficiară a muncii sale care era traumatizată de ura pentru tatăl său până când după câțiva ani s-a întors și nu mai urăsc pe tata. Și asta a blocat, cum ai făcut, ce simplu ce noi locuiam undeva și când mergeam spre școală tata era nemulțumit tot timpul se uita pe geam și ce băi ce nenorocire cu râul ăsta nenorocit și împuțit că mor pești, miroase, urât, era groaznic și eu mă uitam pe geam și vedeam un râu limpede cu pești vin, nu înțelegeam ce cu el ce a murit tata, eu supărată pe nemulțumirea lui care mi-a aprovizionat mie tot felul de frustrări, și până în ziua când mi-am dus prima dată fetița de la noi de acasă, la școală, stând cu mama care era foarte bolnavă, tatăl murise între timp. Și într-adevăr când am condus și m-am uitat, pe, pe mi-am dat seama că erau de fapt două râuri. Un râu care se vedea de pe geamul lui și unul care se vedea de pe geamul meu. Frumoasă parabola. Fiecare, metabola. fiecare vede de pe geamul lui râu. care... Și au venit oameni cu păcate mari? nu există păcat mic. Păcat mare, există păcate. Părintele Teofil avea o vorbă că vulturul cu gheara în cluxă e vulturul cu gheara în cluxă. E cât de mic ar fi ceva care. În general, noi recunoaștem toți că scandalurile din familie, de exemplu, ceata din familie nu pleacă de la lucruri mari. De la lucruri mari. Dar marute, lucruri pentru că șmecherul de servici, ca să nu-i dau al nume, să nu deranjăm politică corectly. Cel, cărân, cel cărân, <laughs> da, nu se spune Da, dar da, nenumitul. Uh -huh. El lucrează la chestiuni interstițiare, așa, el e foarte... E un, e un psiholog bun. Dar de ce trebuia să existe totuși? Nu trebuia, dar pentru că există n-a putut să fie încă îndepărtat. E răzvrătitul. Gândește-te bine. Răspuns. Imaginea pentru mine... Eu ani de zile am căutat ce caută Pe aici. prin zonă și n-am găsit decât Bocad. un text foarte vechi tradus mm -hmm. cred că prin secolul XI. Un, secol, un, un text din secolul IV din Etiopia care vorbește, Adam se întâlnește cu el după ce îi spune ce ce cu mine, ce cum, tu ești de vină pentru căderea mea. Păi cum să fiu eu, nici nu te cunosc. Pe păi ce când te-a făcut Dumnezeu, l-a trimis pe Arhanghel Mihai și a spus, închinați-vă că s-a născut regele omenirii. Cum că eu trebuia să fiu? închinat? nu, dar Domnul că de nu te închin, se va da jos de pe tron și va veni să te pedepsească. Și eu am zis, foarte bine să se dea jos că mă urc eu în locul lui. și în din toată m în întuneric. E o l simțit toate... prin preajma ta? Ai simțit de-a lungul rânduri. timpului? În repetate rânduri. Chiar și când e vorba de credință... Mai ales. Mai ales. Când credința alune, când credincio... credincioșie e falsă și nu este să-și să articuleze conținuturile, e periculoasă. Uh, mă tem mult mai mult de dracul credinciosului decât de dracul necredinciosului. Ai, ai, spus atât de multe lucruri frumoase care au devenit citate și le găsesc uneori pe site-uri, pe Facebook și așa mai departe. Uh, primul lucru pe care l-am găsit aici, și cred că te definește părintele Necula. E ca o declarație. Sunt mentalist ortodox. Mi se pare o declarație uh, foarte curajoasă. Eu Și cred că, cred că are acoperire. că la în început în în am folosit cuvântul, cuvântul mentalist, cred că nu e acolo. Cred că noi folosim prost cuvântul mentalist la, am la... elucubrat, cum zic. Care, da, care are înțelesul pentru Cuvântul pentru asta de lucru înseamnă oameni care pot lucra cu mintea în favoarea celorlalți. Cine lucrează cu mintea împotriva, celorlalți nu e mentalist. E frumos. Este o definiție superbă. E nu, de nu, -e, nu, e suficient ca un om să îndoie cu mintea fiarele. Și dacă... Uh, să le îndoie în direcția bună. Nu, nu neapărat. <laughs> <laughs> să, să tempereze fiarele celelalte să tempereze fiarele da. din noi da, pentru că fiecare avem fiecare fiecare dintre noi are fiare eu mi-aș dori să mă întâlnesc din când în când cu părintele Nicola și nu glumesc deloc ca să mai elibereze să mai dea drumul fiarelor de mine hmm. pentru că sunt convins că mentalistul din tine știe să facă foarte bine asta bănuiesc că după atâți ani de muncă, să spune, de întâlnit cu credincioși și în momentul în care vine cineva la tine știi cât de sincer ești știi cât de liber Să știi e. că un preot se restaurează prin liturgie. n are treabă cu niciun exercițiu de gândire pozitivă sau coaching. Liturgia este este singurul spațiu în care un preot se restaurează. Intră el acolo supărat câteodată, te duci mânios, și vide la un copil, deci împărtășești noaptea un copil care moare de cancer și dimineața ești la Liturgie și spui că bun și iubitor de oameni Dumnezeu ești. Îți calci pe propria ta opinie. În liturghie nu trebuie să gândești. Spune unul dintre părinți, Părintele Sofonie, nu gândești pentru că, de fapt, liturgia nu e gândire, este meta-gândire, trecerea dincolo de gândirea ta. Și te lași în băiat acolo, în, în prezența trăimii. Murise tata sâmbătă noaptea și o dimineață primul meu, prima mea, primul meu ecfonis în liturgia a fost că bun și iubitor de oameni ești. Și apoi că tu ești în virea și viața și odihna a dormiților tăi. Adică, împotriva Când realității morții, eu rosteam un adevăr în care cred dincolo de realitatea morții. Asta te face, de fapt, duhovnic bun. Și vezi, acceptat de la, ai acceptat de la bun început? Nu, a fost o zbatere, o zbatere... Adică efectul liturgiei despre care vorbești e... vorbești de o întâmplare adevărată, moartea tatălui tău și a doua zi citești liturgia care cumva Am. este în în contradicție totală cu, cu realitate, cu, viața, zi, cu, prima, zi, cu, prima parte a realității, știi? Adică da, până nu-i Și n-ai acceptat de la bun început asta. Nu mi-a fost foarte greu să trec peste, peste, dramele celor din jur, și pentru că sunt un tip cu o empatie prea mare câteodată. Și acum mă uit, mi-e foarte greu să trec peste morțile oamenilor, peste boala copiilor. i Ia pe câte unii vorbind așa, din avion, unde e Dumnezeu când copiii sunt bolnavi. Dumnezeu e acolo, îți dau scris. N-am găsit niciun copil în toată perioada asta de când sujesc am mai bine de 25 de ani de activitate liturgică. Niciunul nu m-a întrebat de ce. Sau de ce eu. Părinții, da, părinții au propriile. Dar copii niciodată. Copii nu e o întrebare. Dumnezeu nu răspunde la întrebarea de ce. Uh -huh. Pentru mine cea mai mare câștig a fost să constat că puștii ăștia știu un merg. Au o percepere a realității de ne depășește pe toți. De altfel, le și, îi și rog pe părinți să recitească cartea aceea cu Oscar și Tantin Roza lui. Eric Schmidt. Faceți un exercițiu, zic, da, e Și un spectacol da, cu da, da, Oana da. Pelea și Marius Manole. Nu știu dacă l-ai văzut. E rog frumos, nu. La noi la Sibiu o face o tânără doamnă care chiar se descurcă. Deci nu a fost. Nu, nu de la început ai crezut în liturgia. A crede nu înseamnă a bate în cuie ceva. O singură dată a fost bătut cineva în cuie ca să ne facă să credem. Dar în rest, credința e și o chestie de metamorfozare a gândirii, de înțelegere, mm -hmm. de comprimarea unor lucruri. De schimbare, de preschimbare, de... de, de... A convertire, ca până, la convertire până la urmă. Convertire, până Metanoia. De, și, cum faci să treci peste momentele astea de empatie despre care vorbeai când întâlnești cu... A, nu întorc bol. spatele niciodată. Deci cât ar fi de grav stau acolo. Unor o iau pe coajă, o simt că mă, mă, topește, te zdrobește, dar stau pentru că îmi dau seama că oamenii au nevoie de oameni lângă ei. Și te schimbă? Te-au schimbat mult întotdeauna, astăzi. întotdeauna. Am învățat a, să nu plâng pe în fața plânsului celorlalți. simțind sau te-ai te -ai trezit în timp că... Nu, în timp. E o chestie care nici nu bănuiești. Nici nu bănuiești. De exemplu, munca aceasta din presă, da, dialogurile cu oameni da. de mare calitate. Eu, da. eu am crescut foarte mult în, în dialoguri cu oameni de presă și cu oameni de studio. Din nefericire nu sunt toți la fel sau din fericire, nici nu mai știu ce să zic dar apeste creșterea tot, asta m-a făcut tot. să fiu mai atent în anumite lucruri, să pot măsura alte lucruri, e impresionant că noi suntem într-o școală continuă, lumea întreagă e o școală noi nu înțelegem că am absolvirea de... cu diplomă înseamnă că de fapt ai dreptul să mergi mai departe cu fruntea sus și atât. de 30 de ani în presă, în fiecare zi am învățat de la un reporter care avea câteva zile de presă sau da. asta ce n-am învățat de la mine în 30 de ani? Pe an, mine m-au fascinat o. operatorii de televiziune, deci sunt fascinat de ce pot să scoată oamenii ăștia din noi, sau regizorii de imagine, incredibil, lucrând acum pentru emisiunea de la Universul Credinței, sunt întotdeauna șocat de cât de bine pune, de exemplu, de domnul Andrei Măgărie, care e un regizor de... Uh -huh a pus în valoare lucruri pe care eu ochiul meu nu le-a văzut. Normal, o... pentru că de și meseria cred că... lui și atunci... Asta cred că e biserica, de fapt. Valoarea ochiului tău lângă valoarea ochiului celuilalt pus în sușba ochiului lui Dumnezeu și atunci e... Și mai mult decât atât, atât mi-aș mi permite să spun că e credința fiecăruia în meseria pe care o face. Da, profesionalism că... este o formă de credință. Absolut. Hristos are nevoie Tână de... Acolo. Dumnezeu nostru, Dumnezeu profesionist, noi spunem foaia și el zice... A -a. foaia, zice. Uh -huh. Dăm răbdare că îmi sar acum din răbdări. Și el o lasă exact la nivelul acela, pentru că e profesionist. te ai enervat, apropo, de stările astea, de, Am, și furii, de furii legate... Știi, de gestul al papei în momentul în care un A, bine, nu a, a fost așa o exagerare totală și eu îl cred dar, pe bietul om pentru că este un om în vârstă, expus să vă rat, erau, și da. Până la da. era om acolo, nu era papă no, și cineva te de mână, te trage de mână poate, să, poate să fie un răspuns al corpului până la urmă. Pe de, pe de o parte, pe de altă parte cred că expunerea lui e atât de repetată și în așa prea situație mult. e prea mult uh, deci momente de furie există și la părintele Năcula mă duc, mă bac cu capul sub sfânta masă și mă rog uneori îmi iese, uneori nu mi iese merg supărat, uh -huh. nu mă mai supăr la fotbal cum mă supăram pe vremuri <laughs> mânia mea s-a orientat <laughs> da, și, la la mine, și la mine s-a estompat asta pentru că mi-aduc aminte, 94, după ce am pierdut, pierdut semifinala cu Suedia, da, n-am mai... fost om. îți aduce aminte? Da, da, una... Eu mă uit acum era... că cel care a ieșit de două ori pe subcentrare de, ne ah, dă de fotbal știu. și de morală Nici acum, Da, dar nici acum nu pot să mă uit la el altfel. Și cu toată iertarea... Nu așa ține. Știi? Iertarea ține. E adevărat, dar iertarea ține totuși de... La urmă ar fi trebuit să iertăm și noi de asta. Nu prea da, Nu e deci vorba că nu ierți, dar... Uh, e, e o iertare care poartă cu sine o tristețe deci asta e iertare. Sunt foarte multe lucruri pe care Asoțite el zi, rămâi de, trist, de tristețe, da. da. E adevărat. Iertarea autentică e cea plină de bucurie. De exemplu, nu Lundai să un exemplu de fotbal. Moi la Mircea Lucescu, eu sunt supărat că a antrenat și și n-a antrenat Steaua. Dau un exemplu. Da. Acolo. Dar nu pot să fiu trist pentru că a avut rezultate acolo unde ne nu E adevărat. Să Uite, fi. asta e un fel al nostru de a ne bucura pentru români care reușesc oriunde, știi? Da. Și de a însuți cu gândurile noastre bune. Deci credem că nu cred neapărat în rugăciunea pentru sportiv, dar îi socotesc făcând parte din armata țării. Când păunesc armata țării, eu știu ce înseamnă să fii sub tricolor și să ți se cânte imnul național. Știu bine ce înseamnă asta. Uh, o să ajung la discursul E un discurs uh, absolut extraordinar, discursul de 1 decembrie și de faptul că România Mare făcea 100 de ani, asta se întâmpla, uh, se întâmpla în 2018, a trecut mai bine de un an și ceva. Uh, puțină lume știe că ai vrut să fii ziarist. C -ai C -ai -ai dar sunt membru al Uniunii Jurnalistilor Asta e adevărat. Ziariști, până la urmă ești părintele mi luat Nicola, 30 de ani. Mi-a luat 30 de ani, cam în toate mi-a luat 30 de ani să ajung <laughs> ceva. Uh, mi-a dorit mult să fiu farmacist. Anul trecut am fost la Universul Sănătății la Bacău pentru prima farmacist? dată. Farmacist? Farmacist <laughs> pentru o zi. <laughs> Bine, a fost o chestie de da, să fii farmacist? Da, mi-a foarte mult. Mi-a plăcut mult chimia analitică. Nu la fel de mult ca alte chimii de unde și sau de exemplu mi-am dorit să fiu ofițer la armate române mi-am dorit foarte mult liceu militar a fost prima mea prima... și să știi că încă mă simt sub arme iar anul trecut când armata m-a onorat da, cu o medalie. Domnului când, când mi-a dat, m-a onorat cu o medalie armata română m a simțit onorat cu adevărat nu pentru mine cât pentru tot ceea ce înseamnă care n-au Domn... microfonul care sunt medicul. armele Domnului apropo? O, sunt toate deschise în scriptură de la smerenie în primul rând smerenia trebuie să o asum cu responsabilitate eu sunt foarte intrigat de oamenii care nu văd cu câtă mințenie se înfruntă răul. Avem și un vin, Zmerenie, dar totuși că ne-am depărtat mult de... Avem de și a... șoapta călugărului și a... mai avem vreo câteva porcării de genul ăsta. Nici -aș bea, eu n-aș bea un vin cu titlu fals. Da. Uh, apropo, ce înseamnă Zmerenie? grea uh, întrebare. E o deșertare de tine ca să te umpli de celălalt. Să-i dai celuilalt rândul rândului să te crească. Asta da, e un, un răspuns frumos iar ortodoxia frumos. e aceea, definiția clasică ce e ortodoxia? o prăpastie de smerenie închipuiesc că e o prăpastie de celălalt dar dacă celălalt e Dumnezeu, ești salvat da, aș pune mai degrabă un nesfârșit de celălalt, da. că prăpastie sună Acum, e prăpastie... noician e un nesfârșit da, da. Uh, discursul ăsta de, de 1 decembrie arată în uh, Constantin Acola un, uh, un patriot și un om care se gândește dincolo de credință la uh, la patrie pentru că în momentul în care spui patrie s-a golit atât de tare de conținut. Din nefericire. Din nefericire, însă patria e un între frontiere, patria e numai în inimă, știi. Pe Cam mine așa. dacă m-ar întreba cine... Absolut superb spus. Pe mine dacă m-ar întreba cineva care sunt cele mai frumoase cuvinte ale limbii române, ale literale, cred că dintre ele aș pune patria. Da. În primele E o injecție romană în sufletul nostru de daci, știi că ne da, vrem, de... nu n-am dat o patologie instalată, dar să știi că eu chiar cred că nouă ne lipsește un pic din asumarea corectă a conștiinței noastre naționale partea de țărani adevărați care am fost. Facem pe boierii toți. Suntem țărani la prima generație. Nu avem orașe. Da, iar în ne... sate mai mari și da, în, 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 sat, la fața de... satului, rămâne iar structura iar asta. De... Iar de... în momentul în care încercăm să, să ne dăm țărani, cumva uh, epatăm și o facem cu ne fiță, jucăm. Dar da, da, nu e, adică de... suntem uh, țărani. Păi cam tot ce e tradițional și tot ce e adevărat pleacă de la o pică. Da. Cântecele noastre rugăciunile noastre, Am cam da. toate Limba Limba liturgică este o limbă limba, pentru oamenii care înțeleg limba română, nu pentru cei care nu pot vorbi decât cu un pic de traducere exact, exact în limba engleză. Exact, ca să te completezi. Cum ar fi, de exemplu, again and again, domnului să ne rugăm că facem un training în liturgie. <laughs> știi? Nu sună. Am văzut yeah, sună. undeva, la, cred că la biserica rusă, cum îi spune aici, un preot american care vorbea o limbă Asta română. Asta Vorbea totuși. foarte foarte bine. Yes. Da? Și mai e ceva, mai găsesc limba frumoasă românească, apropo de tot la la, la cântecele țărănești vechi, la cântele, cântecele tradiționale, hai să le spunem populare, pe înțelesul da. tuturor, au o gingășie și o, o frumusețe absolut incredibilă. Facem parte dintr-un popor extrem de fragil și foarte naiv în construcțiile lui epice. Problema că acest popor epic trebuie să aibă propria lui luptă și bătălie pe fronturi, în munți, în văi, plus propriile lui trădări și propriile lui împlinieri. Suntem un popor ca toate celelalte popoare. Cred că ne-am cam pervertit. Nu cred că nu mai neapărat, suntem atât de fragili. Că... Ba da, mi se pare că nu mai Italienii suntem atât au de un fragili. un termen dimenticat, am cam uitat. Am lăsat în urma Ce noastră în italiană, da, -o. o, memorie, o memorie din urma noastră care nu mai activăm. Noi nu ne mai activăm memoria asta. De exemplu, aud de, de zile bășcălii de Pentru că nu ne mai reprezintă. de pe tema imnului de stat. Dacă nu i-am cântat dimineața la deschiderea cursului nu de stat, care ar fi problema majoră? O cântă americanică, să nu modelul democrației absolute. Deși... Poporul naiv și frumos despre care vorbeai da. și fragil, cred că nu mai există. Este, e acolo, e acolo, nu trebuie să deschizi ochii, trebuie să-l brațe și uite-te la coadă la covrigi. Uite păi atunci Constantos de ce ai scris, -a ai văzut că ți-am adus covrigi da. în dimineața da. asta. Da. Uh, era un ritual în ședințele de sumar, de la, când lucram la cotidian pe vremuri, la fiecare ședință de sumar să mâncăm în deschidere covrigi cu sare și cu mac. Mac, știi că... E ne... acel mac, nu e. e. acel, acel mac, mac, nu e. Sunt alte macuri mai bune. Păi uh, nu prea se regăsește în textul ăsta al tău, Poporul Soav. Pentru poporul că nu eram. Eram supărat pe un, pe un popor politicianizat. Un popor care este în față cu toată Dai, aroganța politicianului român, pai, care uită efectiv că e țăran. nu e poporul român. Da, nu e, e poporul da. român. Îmi pare pate, rău e nu rău și nu ne-a reprezentat niciodată. Aproape știu, asta în cei 30 de, de ani au fost puține momentele în care politicienii au reprezentat România. Eu am zis că avem un popor mai sus un pic decât clasa politică care îl conduce. Și că nu s-au ridicat la nivelul poporului cam. absolut, -e rău. -o spun. eu cred că de departe de, de asta, Mi rău cu toate spun. tarele de aici dorul meu de lideri autentici care sunt niște oameni care ar trebui să fie sau sunt, că există sunt, există. de exemplu eu am un mare respect pentru nu spun pentru cine no. da, un, un respect major pentru că vine din rândul armatei române a condus uh -huh. unități de front da, uh -huh. poate fi un ministru valid am adică el când spune că este vorba de asta, asta așa, asta, în momentul da, da. respectiv știe foarte bine despre Eu ce. nu mai cred deloc în asta, trebuie da. să recunosc, nu mai cred da. deloc pentru că nu mă regăsesc nimic din ceea ce în momentul ăsta, de la un capăt la celălalt, din păcate. Excepții pot exista și oameni. Eu stau mai la firul ierbii și mă bucur când merg prin sate, de exemplu, și oprim mașina pe câte o margine de drum să sau... mă întâlnesc cu oameni. Am făcut o, o serie de reportaje în județul Tulcea onorant, onorant deci vreau să spun că îmi venea să le sărut mâna la oameni pe stradă. Deci simpli, cu minți, așezați. Am văzut o tarabă cu gutui, cum n-am văzut în viața vieții mele. Dacă nu ne pleacă gutuile, suntem salvați. Tot mai e ceva de făcut. Asta spune. deja ai trecut la poezie și va trebui să scot și o cărțile <laughs> acum. Uh, da, e frumoasă întâlnirea cu România asta atât de adevărată, atât de autentică a gutuilor. A gutuilor din geam. E versul superb al, hai, hai, al lui Adrian Păunescu. Dumnezeu să-l cu galbenă gutuie toată iarna noastră lampă la fereastră. Se leagă cumva de... Că e dulce amărui, adică... E dulce amărui, de ideea de, de viața viața român. Nu român. Ca tot ceea ce înseamnă popor român, un popor dulce amărui. Mă deranjează foarte tare când în loc de România se spune românică. Trebuie să recunosc Dar asta. Bă, că e ieftine, deci asta e foarte ieftină. O mă deranjează că se amestecă România cu populația, pentru că face, există și o populație, și mă deranjează și ideea de popor român, care este ăla despre care spune aici. Va să învățăm să admitem că tot ceea ce ne derajează trebuie îndreptat. Cu asta ne ocupăm deci eu, fiecare da. dintre noi, în parte. Deci cred să că asta facem. este lucrul cel mai important pe care l avem de făcut. Da, dar nu prea să spun lucrurile astea. Și le regăsesc la tine, care până la urmă ești un slujitor al Bisericii și al lui Dumnezeu. Biserica mea e Biserica Poporului Român. E adevărat. E Dumnezeu Și a Poporului Român, a patriei române. M-am gândit mult, când merg în diaspora, în multele conferințe de afară, îi văd pe români acolo ca acasă. Deci Biserica lărgește fruntarile. Câte vreme este un altar Știu, românesc, e, e o frumos, bornă, Apropo de, de diaspora și scandalul ăsta permanent cu diaspora, România da, e peste o, tot unde sunt o români și de, O ieftinere de discurs. De și, și să, să perii la zi. nesfârșit și să, să, să execuți. Da, da. Mă deranjează asta cu românica și mă deranjează cu, da, poporul, ce... cu poporul vegetal. Asta mă deranjează foarte tare. e ce în mintea unor. Adică un om care n-a stat de mult de vorbă cu oameni pe stradă. Eu îi văd, avem câțiva analiști celebri sunt câțiva care ne spun de ce nu luăm premiul Nobel, alții care s-ar vrea tot timpul cu premiul Nobel. Îi vezi că privesc așa ca și cum ar fi niște grofi pe tarlau apropie. Nu e așa simplă treaba. Nu e așa loc. de simplă treaba. Nu e deloc așa. Da, da, uite, apropo de politică, vorbeam, sunt atât de multe citate din părintele Constantin Cula. Aș vrea să le întâlnesc la politicieni, să și le ia, să și le asume și mai ales să creadă în ele. Și atunci cred că ar am putea vorbi de o schimbare că că radicală nu poate, a României. Acum biserica nu poate crește decât generația viitoare de politicieni. Și când va exista? Când va cred apărea? Cred că deja apare. Da, să-mi dai și mie un deja. SMS când apare primul eu Cred ex, că, că deja există. Sunt, uite, eu îi văd că lucrând în mult în activitatea socială a bisericii, nu numai a bisericii, da. Conducând Crucea Albastră, fiind în asociația aceasta susinimă, mă întâlnesc cu oameni care au perceput deja că dincolo de dosarul politic al unei asociații trebuie să fie oamenii pe care asociația ajută. La noi toate ONG-urile au câte un dosar politic lângă ele, Bă, sprijinul, sprijin, e pe interesul meu, nu e pe interesul meu. M-am întâlnit odată la o, printre altele, cu o doamnă care spune, eu sunt onegistă, și în să știi că asta nu e profesie. Și eu sunt onegistă, sunt președintele unui ONG și vicepreședintele altui ONG. Asta da. nu ne face să fim cei mai buni oameni. Asta ne face să fim slujitori în favoarea Totdeauna Și de când auzi de un ONG lipit de uh -huh. o chestiune politică sau, mă rog, o chestie de un curent sau altul. Nu prea ne-am trăit țara, spui în acest discurs absolut excepțional pe care l-ai scris atunci când România Mare a făcut 100 de... România a făcut 100 de ani, că nu mai e România Mare. În fond, poate doar anii 1919-1939 și o parte din cei de după 89, fiecare, pe măsura implicării în propria istorie, a gustat România din sensul centenarului pe care îl prăznuim. Un centenar al unității. Deseori am transformat-o în slugă și deseori în inamic propriilor interese, legându-o în lanțurile nemerniciei ideologice al dezbinării și lipsei de dialog real. Țara a ajuns o rană dureroasă din negrija noastră. Din ambiția noastră de a îndrepta pârghile democratice prin forțări și deformări de sens. Dacă vrem să ne vindecăm țara, avem o singură obligație: să nu o mai rănim, să-i redăm demnitatea Unității din 1, din zorii lui 1 decembrie 1918, care reuneau în ei toți zorii așteptării mântuitoare a zilei celei mari. Unitatea țării însemna pentru ei cei de atunci trăire eshatologică a vieții, ceva să fie pentru noi a devenit obligatorie ieșirea din zona crepusculară a neputinței de a înțelege ori nu pe aproapele nostru cu decență și cordialitatea dată uh, dată de adevăr. Suntem bolnavi de neputința de a iubi și trăi iubirea de neputința noastră de a nu mai umili țara cu invazia frustrărilor noastre țara ca o rană de bine obligativitate de gradul zero să nu transformăm rana într-o țară în care să ne cantonăm neputincioși. Vine 1 decembrie și trece apoi, depinde de noi să trăim România. Unii au trăit-o înainte de a fi împlinită, cu arma în mână și cu sufletul pus dinaintea lui Dumnezeu, din țărână, ei ne sunt vindecare. Nu-i vedem pentru că ne ad ochii de propriile vitejii sfertul de normă sufletească. Nu-i vedem dintr-o orbecăială viermănoasă care roade la ființa țării. Din adâncul ei de rană, țara noastră, România, ne cere să refuzăm transformarea ei într-un gulag al mâniei. A mai fost și nimic nu a rănit-o mai mult. Sunt zorii din tâi ai primei zile dintr-un alt centenar. Nu mai fi la 2118, dar ea, ea fiva sau neatenția noastră, o va transforma într-o rană de care vor aminti doar cei îmbolnăviți de dorința de a o supune prin dezbinare? E vreme de luptă și vreme de pace. Fie nevremea ce vine una de pace și vindecare. Altfel, ne pierdem țara într-o vale a plângerii scâncite în zdroaba mâniei să nu fie, la mulți ani România țara care refuză mânia aproape că nu mai e nimic de spus după asta, dar uh... te putem face o analiză scurtă 1919-1921 2019-2021 deci nu. Și. al doilea centenar începe prost a început prost. Da. A început foarte Ancepă prost Fără fă asumarea unității reale, fără... De... Și atunci erau discrepanțele astea majore. E interesant să citești procesele verbale ale Colegiului Național de la, de la Sibiu sau la, rapoarte de la Cluj venite din spre, în timpul formării universității. Se, se, se vede acolo diferențe. Clar că o zonă Absolut. era mai dezvoltată, alta. Nu pot să-ți fac un exemplu pe manuala de pedagogie, câte era un Ardeal, câte în Moldova și câte în țara românească, te în Adică dacă vrei să vezi diferența actuală din școlile românești... Să nu uităm că școala nu e un accident genetic. Școala este o concreștere permanentă. Dar să nu faci nimic să spui celuilalt că vrei să-l ajuți e un pic penibil. Ești e adevărat. Uh, uh, și uh, apropo de istorie, noi trebuie uneori uh, din cauza vieții contra cronometru pe care o trăim în fiecare zi de mult ori nu apucăm să înțelegem ce ni se întâmplă uh, vorbește aici de 1919-1939 sunt 20 de ani care nu înseamnă nimic dacă ne gândim, gândim la cei 30 da, de ani post-revoluționari. Fără îndoială. Deci eu de să sunt supărat pe ăștia 30 de ani, că nu i-am făcut cât 20 de ani ceilalți. Uh, exact. Îți dai seama că Ardealul ieșea după o îndelungă prigoană dată de maghiarime, de cei care astăzi ne de spun nu ce avem semnat... să ne în drapelul pe primăria din Sfântul Gheorghe, că nu hmm. respectăm Trianonul, că... Uh, sunt de acord cu, dra cu drama lor, dar vreau să le spun că nu e o tragedie cum ar fi fost în cazul nostru dacă am fi rămas da. în drama noastră. E bine, trecând peste peste istorie, conștientizez o dată în plus că noi n-am -am învățat foarte mult din istorie și pentru că nu, nu -am, învățat am învățat deloc. Nu învățăm istoria, istorie, știi? da. Uh, lucruri pe care le spui și mi se par atât de, de frumoase și pe înțelesul tuturor și pe care le-am găsit uh, cam peste tot și e bine că ele se propagă la modul ăsta. Lumea se chinuie de mii de ani să-L cunoască pe Dumnezeu și nu-i prea iese. Biserica are o singură lecție de dat. Hristos. Restul sunt orgolile noastre puse în joc. Puse în joc. Hristos nu iubește standardele. Scuze? Deci telefonul reacționează la anumite cuvinte când e. Astăzi câți ar lăsa iubirile de acasă să apere iubirea cea mare România? Generația de azi se bat cu tancurile pe internet. Dar cei mai important este ca iubirile de acasă este că iubirile de acasă au continuat să aștepte iubirile care au plecat. Aici este un de fiecare dată se face pila de găină când citesc asta și este un lucru care definește atât de frumos România și ce bine că l-ai scos în evidență. Suntem țara din Europa cu cele mai multe văduve de război rămase nemăritate. Nu o să scrie niciodată în niciun manual de istorie așa ceva, dar de ce să nu scrie, a trebuit să scrie. Știți unde se vede asta? În pomelnicile de la biserică. Uh... are domnul Vartan Arachelian o carte cu domnul Dinu Săraru. Da. domnul Dinu Săraru povestește la începutul vieții lui de uh -huh. tânăr drama casei lor în care tatăl învățător pleacă, moare pe front acolo am găsit și am mai găsit în memorile unor oameni, uite tot de la țară să zicem care au văzut, au privit în ochi așteptarea asta a mamelor imaginea cea mai dură pe care o am despre, despre România este a unei bătrâne stând în poartă așteptând până la uscarea ochilor, întoarcerea postului ei tânăr, soț acasă. De ce nu le vedem? Asta e o imagine câte, incredibilă. Câte văduve de război a premiat statul român la 100 de ani de independență? Niciuna. Câți copii orfani de război a premiat statul român? Câți copii ai foștilor deținuți politici au fost premiați? S-a furat copilăria, adolescența și parte din maturitate și care sunt umiliți acum să meargă în instanță, să ceară, nu? Cazul lui Radu Gir, de exemplu, sau al lui Mircea Vulcănescu, că e mai grav din punctul meu de vedere, să ceară normalizarea atitudinii statului român față de ei. Dar normalizarea și normalizarea noastră a durat ceva. Da. Pentru Mata. că hai să ne amintim care era reacția noastră începând cu venirea reîntoarcerea în țară a Regelei Mihai. A, e drept și să spun, pentru mine a fost altul semnalul de alarmă. Țin minte și acum votul din 90. Eram în armată și ieșeau cu urna din sedică, Mai 90, sedica, Duminica da, Orbului. Da ieșau ei cu urna să o pune militarii uh -huh. cu ștampila deja gata pusă pe, pe buletin. Noi nu, nu știam încă să reacționăm. Fă una ca asta acum, toată și lumea lumea și tu, lumii. Și îți mai spun ceva, 50 de ani de comunism ne-au... Înseamnă mult. Înseamnă enorm la scară istoriei, dar au semnat foarte mult pentru schimbarea noastră și de fapt pentru mentalitatea noastră. Aduți aminte reacțiile noastre apropo și de ce însemnau atunci deținuții politici. A, e drept și asta, dar pe de altă parte să știi că delatorii au rămas aceiași. De de este o cultură de la de, de rău, în nu? România ar putea Cred că domnul Domnul avea, avea la un moment dat citatul și l-am găsit și în Franța la un moment dat, când nemții au ajuns și au ocupat Paris, au pus o ladă mare pentru delatori să se dea mm -hmm. în gât francezii și au zis nemții școliți la Paris. Sau... Francezii, popor mare nu o să facă asta. A doua zi a debordat cutia. A doua zi a debordat cutia. Noi n-am avut tăria să nu facem vânătoare de vrăjitoare, ci să-ți în vrăjitoare. Da, hai, hai să-ți să mai dau un exemplu. Apropo de ce spuneai, că nu, atunci când România a făcut 100 de ani, uh, nu a fost uh, răsplătit sau nu a fost măcar o magiet, nu, nu, Un strâns de mână. Uh, văduvele de război, copii, orfani și așa mai departe. Noi încă nu ne-am găsit. Oamenii care au făcut România mare, o semintele lor, au pentru bine, că au fost scrie. aruncați în gropi comune, Tehn tehnologia a avansat atât de tare și dacă cineva din statul român s-ar fi aplecat spre asta apropo de spirit și apropo de credință și apropo de sufletul românesc, ar fi fost mai alinat un pic. Uite, Dar nu pentru, am făcut asta. Pentru mine a fost uh, descoperitoare de sens o vizită la Chișinău făcută la un părinte, părintele Viorel, care împreună cu domnul Vasile Șoimaru aici ce nume, au căutat maștele românilor morți la Stalingrad. Sunt primii români care au pus o cruce din două bucăți de lemn nuscat legate cu tricolorul Acolo unde au murit Nu trebuie trău. mai mult până la urmă. acum Acum ambasadorul a făcut efortul acesta cople S-a tot făcut glumița aceea că au îngorpat în cutii de pantofi Astea sunt prostiuțe mm. Omul și-a făcut datoria Un astfel de ambasador este o onoare pentru România ca... Pentru e că un război se încheie când morții se întorc acasă Iar morții se întorc acasă, no, acasă Morții noștri nu s-au întors acasă să zic, nu întors. Sunt foarte mulți care, morți care nu s-au întors acasă. Uh, și alții care trag asta. frontiere peste ei, nu cazul DITROS sau cum se chema, trag frontiere peste moaștele lor, adică până la urmă măcar morții nu se mai ceartă. Nu sunt se o chestie cert, de unitate. Dar da? Vorbeam de și noștri care au făcut mare Unire și care uh, încă nu au fost uh, îngropați cum se cuvine, pentru că seminte lor sunt uh, în grob comun de Dar asta e o întrebare pentru un prieten, nu e pentru noi. Eu m-am întrebat cum faci în mijlocul Bucureștiului un monument pentru toți liderii comuniști și îl păstrezi intact, ceea ce este ok. Da. În fond este o chestie care ne bate o urmă. Și ne bate obrazul. De Dar de ce nu reușesc să fac un același mauzoleu pentru toți liderii care au creat România Mare și să-i aduc să-i mormântez în, în cimitirul soldatului necunoscut, în mormântul soldatului necunoscut de acolo din fața lui, măcar de acolo, pe sub pământ, într-o într-o cameră senatorială deschisă înspre împărăția lui Dumnezeu să se poată să se judece unii pe alții și să discute foarte pentru frumos. mai binele țării. e bar... foarte greu. Va fi foarte Ar fi... Greu. Nu, nu, nu se face asta în România. Păi asta ne definește, apropo de ce spuneai. Până la urmă, mi-aduc aminte, am propus unui fost ministru al apărării să facă un, un itinerar din tot ce înseamnă cimitire ale Itinerari. ostașilor români. Nici vorba de așa ceva. Măcar să le face, să facem curățenie în ele. Eu sunt bucuros de altceva. Constat că s-a născut o generație în România care știe ce a fost la Râmnicu Sărat, ce a fost la Pitești, la Jilava, care nu confunde lucrurile, care se zbate cu zighet. Unde zi generația Mă întâlnesc că e prin școli, prin licee, în dialoguri, păi filmând. Se, se predă în școli, Asta chiar nu Filmând, se. nu neapărat că se predă, dar învață din zbor. Am învățat că harisma educațională maximă unui elev e să învețe din zbor. De pe pământ nu prea mai e întotdeauna așa să se învețe. Și am văzut, uite, de exemplu, pentru mine, doamna Ana Blandiana, cu ce a făcut cu așezământul de la Sighet împreună cu Dumnezeu să-l odihnească soțul dânsăi, mi se pare un monument de demnitate națională. E adevărat. Mai că n-a reușit să ridicăm cimentul de pe gropile comune. Păi, asta vorbesc, dar până la urmă statul român ar fi trebuit să preia ideea și să ajute la, la, descoperirile despre care vorbeam și, de fapt, repunerile în drept al unor oseminte deci, și al memoriilor. Pe mine m-a impresionat foarte mult doamna procuror care a închetat cazul Vișinescu, care a a argumentat cazul Vișinescu ca să fie mai corect. Femeia a fost prezență împreună la o conferință la Târgoviște, m-a emoționat până dincolo de nodul din gât, când îmi povestea că mergând spre nord să vizeze o familie de oameni care fusese ră, la mine și discuta cu ei, oamenii au mulțumit că după 30 de ani un reprezentant oficial al statului român îi întreabă prin ce au trecut. Nu vroiau nimic. Nimeni niciodată nu a făcut asta. Nu vreau decât întrebarea cum mai sunteți. Și femeia s-a deplasa, deplasat o mare parte din ancheta aceasta pe banii ei și pe efortul ei. Sunteți o generație de mâini întinse, nu de spate în spate, ci de nefață lângă nefață. În traducerea mântuitorului, FB înseamnă forța biserică, nici de cum altceva. Facebook sau ceva de genul ăsta, luat, că e bun și Facebook la unele lucruri totuși. E și mai pentru -a, a ajunge aceste gânduri acolo. Eu fac parte din generația fără duminică în cartier. A, a nu. aveam biserică pentru că... Bine, aveam meci de divizia... De, a, deci de divizia în exact o, 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 altă temporizare, dar da. o duminică așa... Pe gazon, și nu sâmbăta regret. noi am muncit nu și regret. am învățat tot timpul. Deci sâmbăta nu era liberă. până târziu. Dar să știi că nu regret vremurile în modul acesta Nicio. al timpului. Uite, eu am stat mult în galerie la da. FCM Brașov, la da. Steagul Roșu. Eu în vremea da. aceea da mi-aduc aminte cu cât uh, bucurie ne părtășeam de fiecare moment și când apăream, știind toți că sunt tipul de la școală care învăța bine și eram, aș fi putut fi un tocil la celebru, mă uitam cum ne cenzuram unii altora în jurăturile. Am fost la o finală, steaua cu Dinamo la Brașov, fiind stelist, am stat în galerie la Dimina, am omis, s-a făcut rău. Deci eu atâtea înjurături pe centimetru pătrat, da. n-ai cum să vezi meciul. Deci, un meci de fotbal este ca o piesă de teatru. Trebuie să mergi la costum și cravată dacă vrei să te bucuri de ea. Mergem pe Einfeld, mergem în, galeria lui Liverpool. Fost pe OM, cu familia, și am văzut ce înseamnă să ai un loc cu familia să poți vedea un meci pe OM. E spectacol. Anglia, Germania, arbitrată de polonezi, în 9 mai. Ca la teatru. Dar, și atitudinea lor ai de a astea legate de ce s-a întâmplat în al doilea război mondial, Divergențele astea incredibile între polonezi între francezi, între ruși. Merg pe mâna polonezilor. Și eu total, 100%. Nu, 100%, 100% merg mâna... dar merg pe mâna lor, nu, pentru că istoricilor idea, au tăria de idea, a spune adevărul, cum nu l-au cu foarte Conflictul ăsta cu rușii, rușii încă au rămas cumva din războiul războiului rece, istoria să fie așa cum o spun ei. sau Și noi avem boala asta? asta. O, avem? Păi unde? O, avem, o avem, numai că noi exprimăm până la capăt. De exemplu, eu nu văd nicio divergență între. Istoria povestită de Ioana Aurel Pop și istoria povestită de Lucian Boia. Dar văd o divergență majoră între personalitățile celor doi. Asta e adevărat. Și merg pe mâna uneia singur dintre ei. Și eu la fel. Adică Știm bine de, pe mâna cu mergem. Da, adică ideea în sine, adică, nu până pe la urmă, ca să istoria fiu, nu sincer, naționalistă. Deci, e națională, dar nu e naționalistă. Trebuie să fim decenți. De acord. E clar că a existat un pogrom la Iași, e clar că am avut gafe politice în anumite situații. E adevărat. Adică, trebuie să ne recunoaștem lucrurile. De, e, e o mare discuție acum pe robia țiganilor și cum biserica trebuie să-și ceară iertare de la ei. De acord? Biserica trebuie să-și ceară iertare de la acele generații dar trebuie să nu uităm nicio clipă că eliberarea pe care Cogălnicianul o manifestă printr-un printr act emancipare este făcută tot prin sprijinul bisericii doi arhimandriți s-au înc încontrat păi, acolo și vă iertare și după aia face istorie. și vă mulțumesc și facem o o mistorie, da. um, învățați să, să vă trăiți în libertate iubirea nu există canon care să interzică să vă plimbați pe subtei cu cel pe care îl iubiți e mai bine rob la Hristos decât sclavi la alții. În ideea de sclav oricum e, e exclusă din stat. De ce? ce mai... Pentru că facem, nu facem transferuri de jucători. A. La niște sume de sclavaj, efectiv. Păi nu e sclavaj că um, și cel care este transferat câștigă câteva milioane. Și sclavul câștiga libertatea la capătul uh, Păi nu, sclaviele. nu. Contra muncii că nu câștiga nimic sclavul. Era sclav și atât. Aici ea milioane nu, de, se... de lire sterline. Nu, nu. Legea sclaviei nu spunea numai asta. Erau diferite etape și acolo. Cea mai importantă antenă de comunicare din lume rămâne crucea lui Hristos. Sunt de acord. Rămân așa păi până la sfârșit. spus-o spus și spus. atât de... O o, o, mențin o pentru că am constatat asta. Bine. De, de exemplu, într-un penitenciar poți să mergi ca preot, eu uh -huh. am avut cele mai mari bucurii de reacție sufletească, le-am avut în penitenciare. Când îi văd pe oamenii aceia pe care nu-i bagă nimeni în seamă, sau cei care îi bagă în seamă, nu-i bagă neapărat cu bine, am tot respectul pentru angajații din Agenția Națională a Penitenciarelor. Tot respectul meu. Pentru munca lor, pentru omul, oamenii se jărpesc acolo unde noi n-am băgat niciun vârf de deget. Mi-am în duminica trecută, a fost duminica aceea în care domnul spune, în am fost și m-a scăutat, flămând și m Temnița de azi nu mai seamănă sigur cu temnița din vremea Mântuitorului, dar aceeași foame de, de, de iubire și acolo. Am făcut o gafă cât mii de mare, mergând să filmăm la Iud, m-am apucat să intru în sala aceea cu tineri de acolo, să le spun, măi băieți, vă pe iubitele, mamele, până când unul mi-a dat un coș, părinte, ăștia de la casa de copii. Ah. Noi am mutat dintr-o instituție într alta ca să le protejăm, nu ca să îi salvăm. Asta nu înseamnă politică de stat în recuperarea unor copii. Am tot respectul pentru educatorii din penitenciare, pentru psihologii de acolo, care au o muncă incredibilă. Păcat că nu vorbim despre asta. Și s-au mărturisit -a -a. oameni care fac închisoare? Sigur da. Sigur, da. Și care ar fi prima problemă sau problemele, problemele lor în afară de... Sunt Multiple, e ca peste tot. Ca peste în tot. Ca peste tot. Și ceea ce mă impresionează este că, spre deosebire de alții care se cred victime, deși au furat, de-au rupt, chiar recunosc că au făcut-o. Mm -hmm. adică eu adevărat. am constatat că cât crește bogăția cu atât merge și perversiunea asupra adevărului